Merge. În perioada lunii martie au fost intensificate acțiuni specifice de control în vederea descurajării și stopării acțiunilor persoanelor private de libertate de introducere și deținere de obiecte interzise. În acest sens, în fața planului de cooperare, au avut loc acțiuni în colaborare cu structuri specializate din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Biroul Teritorial Sibiu, la camerele de ținere fiind identificate un telefon mobil, o cartelă SIM și accesorii GSM. Obiectele identificate au fost puse la dispoziția TICOT, Biroul Teritorial Sibiu. În continuare, administrația locului de deținere desfășoară acțiuni specifice de combatere și prevenire a fenomenului de introducere de telefoane mobile, precum și alte obiecte interzise și bunuri ce pot favoriza comiterea de infracțiuni penitenciar de către persoanele private de libertate. Subinspector Costache Alexandra, purtător de cuvânt penitenciarul Mărginele.